Mamă, da, și știu, Denis, devine frumos. O, Arian, eu uite cum Marius îl are cont de Tinder, ești nebun. Fără mișcări bruște, oprește-te din ceea ce faci. Fără mișcări bruște, mâinile sus. Tata Luis. Băi, ești ok? Băi! Marcel, mă duc. Bine, am regăsit la un nou episod de Mariusel. Astăzi am revenit după o pauză destul de lungă și mai e foarte, foarte puțin și o să dau și bacul și o să revenim cu chestii super mișto, abia aștept. Până atunci vreau să vă anunț câteva chestii foarte importante. O să înceapă să vină și să revină personaje ușor, ușor în serie. Nu o să vă spun cine, nu o să vă spun câte, nu o să vă spun nimica, dar începând din episodul de astăzi o să apară un personaj care l-a șerut de ceva timp și multă lume s-a întrebat ce s-a întâmplat, cum a fost. Nu o să vreau să vă dau prea multe detalii, urmăriți acest episod dacă sunteți curioși. Nu uitați, dați acolo pe butonul drag dacă vreți să vedeți episoade de Mariusel cât mai des, pentru că așa văd că sunteți interesați în serie și vreți să vedeți episoade cât mai des cu Mariusel. Să vă abonați dacă sunteți noi pe canal, haideți să ne trezim și noi să nu mai stăm la discuții. Văd că... Ce fai, mă? De uite, s-a pus... Ok. Nu, omul meu șterge acolo, nu știu ce. 2 secunde să-mi pui niște haine pe mine. Astăzi avem de pregătit un jaf. Dacă v-ați uitat la episodul anterior, trebuie să pregătim un jaf și pe lângă asta o să trebuiască să facem rost de niște bani. S-au întâmplat multe, am aflat că Virginica aparent încă mai trăiește și avem probleme cu ea. Multe chestii o să se întâmple și multe chestii mișto o să se întâmple, dar ideea e că mai e foarte puțin până atunci. O să vedeți, o să fie destul de dificil, dar atunci apăsați pe clopoțelul ăla ca să fiți pe fază, ok? Bine, bă, bună, ia uite. Wait a second, ia uite, toată lumea... o altă chestie importantă, o să vă... Hai că vă anunț de la bun început, înainte să începem episodul, vă mai anunț o chestie foarte importantă. O să urmeze un concurs în care puteți câștiga periferice și nu numai periferice, dacă răspundeți corect la întrebări legate de serie. O să fie un live mai special în care o să aleg niște oameni, cu nu știu exact cum, pe Discord, Q&A. O să fie super mișto și o să câștige decât cei care cunosc seria Mariusel. Adică o să fie super mișto pentru cei care sunt cunoscători din seria Mariusel. O să punem întrebări și cine știe primește premiu. Mai multe detalii o să vă spun. Oh, bună. Alo. Ce faci, treci cu ureche? Ia uite-l. Ia uite ce copil frumos am, uite, vezi? Șterge geamul. Băi, Sebi, ce faci, mă? Acolo. Sebi. Șterge și eu geamul. Păi eu l-am pus să șteargă geamul, să fie vrenic. Băi, mă. Unde e Frederico? Frederico nu l-am văzut. Nu l-ați văzut? Păi ce-a făcut? A plecat. Să-l sun. Poate... Ascult telefonul. What? Mamă, ce telefon! Mi s-a dat update la telefon. Ce, mă? Ai scos telefonul din geant. Ia scoate telefonul. Chiar? Ce înseamnă? Băi, ia uitați-vă cum arată telefonul. What? N-am văzut, deci n-am văzut niciodată un telefon așa. Ia că mă joc. Ce, Slytherin eu? Thor? Nu cred. E ceea ce cred eu că e asta. Am jocuri. Ole X. Ia uite, oamenii, ești vânt pe aici. Eu mă joc, mă cheamă Bia. Păi, ești nebun? What's up? Nu cred, pot să-mi fac grup? Păi ne facem grup cu abonații, ești nebun? Ne facem grup cu personajele, what? Twitter, sign up. Oh my god. Instagram. Băi, ești nebun? Instagram, Twitter au făcut update să fie nebunie. Eu ăsta nu știu ce n-ai bai. Ah, servicii, ia uite. M-a omorât. Oh, one match chat find, oh. On one match. Bibi, trebuie să vadă asta. Așa. Tata. Ce înseamnă update? Deci practic ți s-a făcut mai șmecher telefonul fără să faci nimic. Oh, fain. Și Caterinca, ia stai să mai văd ce mai am pe aici, că sunt curios. În afară de asta. Slither? Poți să mă... Deci nu cred. Ce înseamnă aplicația? Mariusel. Din... Yeah. Deci dacă chiar pot să mă joc. Oh my god, nu pot să cred așa ceva. Deci eu chiar mă joc Slytherin eu pe telefon. Și eu mă joc. A few moments later. Uite-l pe Frederico. Deci știai. Tu ce că nu l-ai văzut, dar omul meu era aici. Ce faci, mă?
Nerf. Ce e asta? Respectam arma asta. Păi ce faci cu ea? De ce te uiți așa la ea de parcă... S-a întâmplat ceva? Da, mă uitam la ea că... Mă gândesc la ceva. Nu știu ce te gândești. Bă, Sebi, ia mâna de pe ea. E tare. Știu că e tare. Bine, mai pune mâna pe ea. Nu știu ce te gândești. Nu mai e plastic. Lasă că vorbim noi mai încolo. Ok. Mamă, ce naiba claxonează așa, frate? Sebi, ia stai aici. Gata, vrei să zici pe tine. Vrei să pun o sirenă? Ce naiba? Care claxonează? What the? Bună! Nu te mai recunosc, dar ai vocea cunoscută. Daria. Da. Lucy. Bună. Da, voi, what? Voi două vă cunoaște? Bună. Păi voi două vă cunoașteți, da. Întrebarea e. Da. Văd ăsta cine e? Sol. E prietenul meu. Prietenul tău? Sol. Da. Amic. Doar amic. Da. Salut, frate, cum te cheamă? Păi ce zic, cum te cheamă? Maricel. Pijamal. Pijamal? Pijamal, da. Jamal? Mhm. Oh, interesant nume. Deci nu sunteți împreună hau bau hau miau, a? Mm? A? Dar suntem prieteni, suntem doar prieteni, e ok. Ok. Eu am venit cu un scop aici. Ok. Cu ce scop? Ce s-a întâmplat? La 7 și 15 minute o să mă întâlnesc cu Petre, că am vorbit cu el. Oh, bravo, ți-ai făcut treaba bună până acum, n-am ce zice. Deci, tu ai reușit să dai de el? Da. Bun. Și unde ați vorbit când vă vedeți? Nu știu unde să-ți explic. Nu-mi explici tu atunci când e cazul. Bine, atunci deci avem... Vii cu noi, nu? Vin cu voi, dar ideea e că nu o să vă vedeți voi, o să încerc să mă duc eu mai întâi la el. El știe doar că te vede cu tine acolo, nu? Da, atât. Bun. Hai că e bine. Dar de unde știați că stau aici? Mi-a zis Lucy. Și Lucy de unde știe? De la Bibi. Bibi? Dar tu deja chem tot cartierul, e așa, haide, că ne-am mutat. Vrei să mai chem? Păi da, dacă nu era Bibi, nu mai îți spuneam de Petre. Bine, corect și asta, corect. Vezi, da. Puteai fraiere. Să mă suni, da, hai. Nu mai am credit. Nu mai ai credit. Ha, tare zici, bată, credit. Ok. Dar ce mai ești? Stai, că mă duc după ăsta, stai puțin. Ce face ăsta, mă? Vino, mă, afară, ce faci aici? Îi fac Tinder. Nu cred. Ba da, dar nu... Ba, dar nu-i face lui Tinder. Păi e copil mic. Eu mi-am creat asta. Merge gata, ia uite. Nu cred că merge. Vreau și ba, merge. Nu cred, stai te-a puțin. Te-a pus unul, are 17 ani, a pus o poză cu unul, nu-mi place. Are sel. Andrei nu și nu-mi place, Diablo, nu. Puta password. Nu. Tarantula, nu. Ce vârstă am... Nu. O, Ariana, bine-s. Tommy. Încă sunt mă născut. O, uite pe Isabela. Like. Hai să zicem că suntem născuți pe aici, prin 2000. Iulia. Gata, mi s-au terminat astea. 6. Continue. Sunt Mulher, Homem sau Otrus? Tu cred că ești, Mulher. Du-te bă de aici, aia cred că e femeie. Ba, de ce nu e spaniol? Men. Adevărat? Cum, așa. Am făcut e... poză lui Frederico. Am interesat din Homem, sigur? Cine știe spaniolă? Da. Sigur? Da. Dacă apar băieți, dacă mi-apar băieți, ce-ți fac? N-are nimic. Hai că pun alta. Dacă mi-am făcut ăsta de Thor. Așa, fiți antena că mi-am făcut poză. Ia-te băiatul! Mi-am făcut profil! Mi-am făcut profil pe Tinder, ești nebun prima dată! Doamne, am să-mi fac profil de Tinder pe 5M. Create profile, ok. Dar cine a venit? Păi și acum am dat au venit Lucy, eu Daria. Eu nu cred că pot să mă loghez cu Instagram-ul. Nu știu. Nu, lasă, nu. Oh my god!
Dar, bă, apar băieți! E și mie mi-am apărut, ia vezi, apar și eu. Băi! Dar eu ce sunt? Bă, mi-apar băieți, eu nu știu trebuie să stau de băieți. Ia uite, ăsta e Petre? Nu cred. Care-i Petre? Păi, fere, mi-apar băieți! Știu, dar nu ți apare și o fată? Nu! O, Izabela, 21 de ani! Mă, i-am dat și eu like. 21 de ani, Izabela, frumos. O, Arian, eu uite cum Arian. Dar eu ce sunt? Omen? Sau Mulher? Mariusel are cont de Tinder, ești nebun? Păi, ești nebun? Dă-mi un like aici, poate faci și un match. I'm interested in... Doi, mă, că sunt interesat și de băieți, numai să fie acolo. Poate fac și un match. Adică mie îmi place de mine? Mă, nu, 21 de ani. Dar am 25. Și eu sunt băiat, în fine, adică merge și 21 să par mai tânăr. Nu, tu ești Mulher, e băiat. Homen e fată. Dă-i pe aici că-mi place de toată lumea. Dă-i, tată. De toată lumea îmi place mie. Bă, dar cine a venit? A venit, hai că-ți arăt acum, hai, vină cu aici pe mine. Stai, bă, gata, hai că am luat tot ăsta Tinder-ul la crust. Și ăsta e ultimul, hai. Gata. Bun. Ne-am făcut și Tinder. Suntem bine. Mai vedem noi mai încolo care e asta. Te omoară, Bibi. E doar o aplicație, ok? E doar o aplicație. Nu pare ce să-mi facă, nu? Bă, bă. Ha, ce? Ți-a luat Adidas la fel ca ai mei? Tu ți-ai luat la fel ca ai mei, că eu aveam de ăștia. Bă, ești nebun? Tu poți ca mine. Tu! Hai afară. Hai. Hai afară. Eu nu mă dau la nimeni, ce ați văzut cum am dat la altă, doar am dat niște like-uri pe Tinder. Nu știu ce e la Tinder, dacă întreabă cineva. Ua. Bă, dar de ce par mai mult dezbrăcată, Lucy? Ți se pare ție, e de la... Da, Jim... Salut! Salut! Bună! Cine e nenea? Bă, am aflat legat de Petre. E amicul meu. Am aflat legat de Petre, că... Unde se află și are întâlnire Daria, că a vorbit cu Daria, nu cu noi, evident. Și ne vedem noi cu el. Mergem undeva unde zice Daria și acolo ar trebui să fie Petre. Dar ți-a zis de ce a fugit, unde a fugit, la cine a fugit? Nu, cel mai probabil urmează să vorbim acolo când ne vedem. Băi, băi, Frederico, tu îl știi pe arabu? Ia, hai mai încă. Tu îl știi pe arabu? Care mă, arabu? Arabu? Salva... Nu știu dacă îl cheamă așa. Așa cheamă, da. Nu știu, mă, e unul care stă în zona de sud și are accentul arabu? Ăla... Arabu? Da. Ce, știi și tu pe arabu? Arabu Salvator? Cumva? A, deși tu... Măi, voi știți același om, eu nu știu dacă îl cheamă... Îl cheamă așa? Da, așa îl cheamă. Andrei Instagram? Da, Andrei Ro cu 2 dei. Da, îl cunosc. Dați un follow. Îl cunoști? Nu știu dacă da. E același om de care... Știți unde stăm? Unul dintre voi? Păi... Eu am tot zice ca să dau de lumea mai răspuns la apelul unui mic amie dator. Că i-am vândut niște... I-am vândut niște chestii mai... Așa și nu mi-a dat banii. Mergem să... Știți unde stăm? Da, eu știu unde stă. Da, știu eu. Bine, știu exact zona pe acolo. Stă în zona grub. Asta știam și eu că undeva pe acolo ne-am întâlnit. Dar știți mai exact pe acolo, pe undeva? Da, știu. Da, știam. Da. Hai să mergem acum, dacă tu știi, poate găsim, pe acolo. Da, mergem tot haremul. Nu, deci mergem decât eu cu tine, Frederico, fetele și băiatul ăsta care am uitat, Jale. Mă duc în piscină. Adică noi fără baby. Noi 5, nu? Da, da. Felinatul. Da, hai. Felinat. Ai grijă de mami, da? Da, mergeți voi într-o mașină. Da, eu de mami. Da, tu de mami, ai grijă. Întrebare. Vezi, dacă afli ceva sau se întâmplă ceva suspect, mă anunți tu, da? Dacă se întâmplă ceva ciudat sau ciudat, suspect, mă anunți tu. Să când te mai aud. Mă auzi? Dacă se întâmplă ceva acum, suspect da. Sau ceva, mă anunți că ești al meu, da? Da. Bine, hai, paftă. Pa. Ai grijă cum folosești telefonul ăla. Cap. Da. Pe aplicația Tinder. Nu pe aia. Nu? Dă-te și pe eu să nu dau. Dă-te de aici. Ai grijă. Fă-mi iartă. Bă, dar poate fac și eu un match pe Tinder-ul ăla, că Izabela aia nu are tarul.
Ce nici aia? Bă, tu ești nebun la cap? Ce? Tu ești cu baby și vrei mergi pe Tinder? Glumeam, mă, am vrut să văd și eu cum e aplicația asta, că nu știu care e treaba, e de cupluri, de alea? Și care e treaba cu ea? Păi eu dau... Pe aici s-a cunoscut. Eu dau like, el i-am dă like, după ce se întâmplă? Gen, dacă tu ai dat like și ea îți dă la rândul ei like, gen, faceți match. Mă înțelegi? Și puteți să vorbiți prin message și de-asta. Man. Păi practic nu e înșelat asta. Hai că nu e. Păi cum adică? Doar îi dau un mesaj. Da, dar asta e aplicație de... gen de găsi femei. Păi și tu de ce umbli pe ea? A, păi mi-am făcut și eu cont că... Păi tu de ce? Tu ce e? Ce dracu face Mira? Nu știi? Nu, nu știu, că n-am mai vorbit cu ea. N-ai mai vorbit cu ea? Nu. Părea așa serios între voi. Bă, părea serios, dar nu știu. Bă, da, tu știi unde stă? Ăsta arabul? Cine? Arabul ăsta. Da, mă, stă pe zona cu grup. Deci, nu, no, dă-i pe spate, dă-i în față, dă-i în față. Pe stânga. Aici? Nu, no, mai față, mai față. Hai să vorbim cu ăștia, să vedem dacă știu ei. Pe stânga. Ia zi, mă! Fă stânga aici, fă aici stânga. Unde? La casa asta. La casa? Aici. Asta? Da. Nu cred. Asta e? Da. Scoate arma, scoate arma, scoate arma. O secundă, așteptate, așteptate. Vino cu mine, vino cu mine. Fără mișcări bruște, oprește-te din ceea ce fără faci. Fără mișcări bruște, mâinile sus. Mâinile sus. Întoarce-te. Oi, salut. Salam alecu. Ce zici, mă? Marcel? A, da? De ce nu răspunzi la telefon? De ce nu răspunzi pe nicăieri, a? Ce faci? Dai cu... Da, astea să... Aici stai, mă? Da, de ce... Da, de ce? Cred că casa ți-o confis. Bă, cu metre, îmi datorezi niște bani. Te-am contactat, nu-mi răspundei. Eu nu datorat la nimeni. A, nu? Ai uitat? Nu pot să cred că ai uitat. Deci dacă îmi spui acum că ai uitat. Bă, acum. Bă, mai eu în spate, că suntem în văzul aici. Hai, la... nu mai încoace. Du-te aici. Du-te. Tu făcut mare greșeală. Eu? Cred făcut că mare... tu făcut mare greșeală. Băi, cu metre. Bă, gata. Bă, eu nu vreau să n-am venit cu chestii nașpe, eu vreau doar banii. Bă, okay? Taci din gură. M-auzi? Da, da, da. Păi vreau doar banii, ia zi. Mă ți aduce aminte sau nu? Păi da, na, păi da, na. Cum n-ai bani, mă? Cum n-ai bani? Mă, mâncați-a și ai zis că ai bani și ai zis că ne auzim noi, că nu știu ce, că ne-a ajuns, că e toate astea. Eu am avut accident. Păi frate, acolo... ești nașul meu. Tu realizezi că ești nașul meu și n-ai mai dat niciun semn de viață, nu nimic. Și mă ia acum că nu știu ce. Eu i-am explicat, dar... Tu ai explicat ce? Da, mă, uita că chiar el era atunci când am făcut nunta și toate alea cu baby. El era acolo. Și era cu zoom-i pe d-alea, hau meu, parcă. Nu cred că am fost la nunta ta. N-ai fost? Nu mai ții minte. Cred. În fine, ideea e că el a fost nașul ăsta, știu sigur. Știi și mă, arabul Salvador? Nici nu știam că te cheamă așa. În fine. Te-am o vezi. Tu. Deci stat explicat. Deci nu. Tu nu știut. Eu am avut accident, a venit sirienii, tăiat, luat, nu știu ce a avut cu mine. Eu trebuie fugit. Și n-am, acum a ajuns 2 luni. Una, două luni. Băi, cu metre, eu nu mă interesează poveștile astea. Eu în momentul de față sunt o situație foarte proastă. Am nevoie de bani. La tine aveam datori, doamne, nu eu aveam datorii, tu aveai datorii la mine. Și vreau banii, te-am lăsat o grămadă de luni. Păi eu nu știu. Cred că, băi, eram tânăr, eram mic când la cap, uitat. Cred că eram eu mic, că eram mic când s-a întâmplat aia. Păi și ai bani să ne dai? Păi... S-a accidentat unde? Chestia rap, trebuie să ai bani. A avut, eu zic, mă, că... Tu, bă, tu n-au ce vorbește ăsta, mă, că zice că a avut accident la cap, auzit, că s-a... Dar... Da, ăsta, contul la mine, bancă, nu știu, mers. Erai mare? Păi și n-ai banii cash? Păi nu, n-am avut bani. Putut mers bancă, dar nu prima dată când ai venit după 5 ani, a, tu ce era?
Păi hai că merge la bancă și vine dacă îți merge. Da, urât așa, a luat la mine. Da, auzi, nu știu cum să zic, tu mi-ai efectiv ignorat. La un moment dat îmi închideai telefonul după aceea ți-ai schimbat telefonul, ce ai făcut? Telefon, eu n-am avut nimic, n-am mai avut telefon, n-am schimbat număr. Băi, mai, ai putea încerca măcar să vorbești, dar putea încerca măcar să vorbească. A sunat la mine număr, s-a văzut, n-a avut telefon. Dai că las asta. N-a avut. Puteai încerca măcar să mă contactezi, mă. Acum a avut, dar alt număr, nu mai a avut acum. Puteai încerca măcar să mă contactezi, să știi. Păi cum, cum putut? Eu uitat... Bă, s-a lovit la cap și a pierdut telefonul. Dar bă, ce s-a întâmplat de te-ai lovit la cap? Venit sirenii peste mine, ei crezut că eu la ei furat, dar eu nu furat, altul furat. Și plus, luat avere, luat multe chestii, dar e ok, e revenit. Acum a mers bancă, văzut, dat bani. Bine, hai la bancă. Hai la bancă. Ridică-te de genul. Hai că avem treabă, după trebuie să mergem și la Petre, să ajungem la Petre neapărat. Da, mai derby. Opa, 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 opa. Wow. Vezi că ești înconjurat, da, ok? Da, nu, nu, scuzat. Lasă să stai în spate. Nu știu dacă e bine să avem așa mare încredere în el, dar ok. Zi-mi unde mergi la bancă. Mers orice bancă. Orice bancă? Bine. Vede un Blaine? Nu mers bancă, Blaine, nu. Cunoscut public. Mers bancă. Un bancă de-asta, vai de capul, e mică. Ca să nu trag atenția. Trebuie să fie unul. Ai la Vainut. Acolo, exact, aia, vai. Nu știu care răpunde mai rapid, hai. Eu trebuie, băi, vai de capul tău. Ce, mă? Ușor, ușor. Care mergi pe trotuar. Eu? Da. Ce ai, mă? Vreau să merg pe unde... Să ajungem mai repede. Deci ne vedem cu Petre. Să nu întârziem, că după aceea e nașpa. Aiurea totuși ai făcut, să știi că puteai cumva să încerci să dai de mine. N-am avut, nu. Reușit, eu nu știu că tu ai avut nevoie bani. Am nevoie pentru că n-am avut bani, am trebuit să mă împrumut la cămătari și cămătarii acum au probleme și vor banii mai repede. Și nu prea am ce să zic. De ce e împrumutat? Pentru că avea nevoie de bani? Pentru? Să am o casă, să... Și aveam o cunoștință. Cămătari nu. Mamă, aici e deja... Ce e aici? Hai, semen, nu. Hai mai față la burtă. Burton. Cămătari la cămătari nu bine. Am observat și eu că nu prea e bine. Dar aveam relații. Că practic se cunoștea cu Frederico. Ba, în fine. Hai. Ce se vede la bancă că mu sunt? Nu știu, ne ține și noi. Cămilele a stat afară. Ce? Adică? Ce Camile visează asta? Să nu știi Camila în gură ăsta. Și bat. O bune. Mă, stați afară puțin, stați afară. Ce mai zici, mai mare? Stați afară, stați afară. Te rog, bai, bă. Eu am plăzit Camile, stați afară, Camile legat la ele de stâlp. Ce Camile, mă, cred că ai venit. Mă, lasă-mă ușor, chiar am. Ce vorbești tu ăsta? Iar am, duceți-vă, lasă-o așa, lasă-ți-l, duceți-vă, că vreau să rezolv și pe așa. Hai, vorbim noi după. Mergem la mașină? Nu-i spărătul ăsta, mă? Da. Haide. Ce fac, mă, te-ai dus în spate? Cât-ți spus 50? 50 de milioane, cred, nu știu. Pe cât a avut? Cât era, mă, ce? 50 de milioane. Ai sau n-ai? Ăștia ultimi bani ai mei. Dat la tine, eu datorii. Ultimii bani? Cam, da. Yes. Nu, problemă, dat la tine descurcat eu. Bă, dar și noi am nevoie de bani, dar și el a fost urât. Bă. Am spus codul de la... Scrie acolo totul. 8, scrie acolo tot. Ah,
aici pus, da. Numărul 5, capibara express, what the fuck? Nu te pui cu capibarele, ce aveți mă cu capibara, ești nebun? Mă, mi-a dat banii. Luați, okay. Să-i beta de jos. Așa, bun. Da. Rezervat? Tu auzit de... De ce? De Corleone? Mai e pe aici oraș cineva? Corleone? Corleone? Nu știu, habar n-am. Nu mai. Că ai căutat la mine. Dacă ai te caută? Multă lume căuta la mine, de-aia a stat... Te caută Corleone? Da, că de-aia a stat casă sărăcăcioasă. Nu m-ai căutat la mine, căutat... Dar și tu acolo stai, nu? Dar tu acolo stai și înainte, că de asta știe Frederic unde stai. E, da, înainte a fost mai multe case, acum doar... Hai mă bă, nu bă, nu mai supor, m-am dus să-mi pun asta și ochelarii mi le-a dat ăsta jos, mi le dai și tu acum. Ridicat de jos. Nu m-ai ridicat de jos, las. Asta e frumos. Ridicat de jos. A, deci te caută Corleone, să înțeleg, nu? Da, căutat la mine și la sol. A, și tu acolo stai, nu? Mai stau pe acolo, mai stau pe unde apucă. Dacă vinit la mine, sări. Mamă, așa. Acum la sol, nu prea avut bani. Dar ce, de ce te caută Corleone? El spus că eu furat la el, cum spus la tine acolo... Nu furat la el, dar el așa a crezut. Da, ce o spun în telefon? Nu, mă uitam la ceva. Să presupunem, că e ok. Ai scăpat de treaba mea cu mine. Dacă ai nevoie de altă treabă, de probleme, manunci pe mine, că nu degeaba am avut încredere să fii nașul meu și după aceea ai dispărut total fără niciun semn de viață. Dacă ai probleme, mă contactezi. Da, da... Vezi, dacă te caută Corleone... Ne contactezi. Uite, mesaj de al lui Marius. Lăsat număr, telefon, că eu nu mai avut nimic. Lăsa-i număr de telefon. Lasă-i dacă tu caută numărul Corleone. Tău. Că îl ajut eu, dacă... Lasă-i tu un număr de telefon. Bine, stai. Hai, schi? Da, spus. 0786. Bea apă. Ar trebui să beau niște ape, asta. Ce se râde mașina. Hai, bole. Ar trebui să mă spăl. Ce mai zici, mai mare, să luăm? Bine, mamă, dar... Mult machiaj ai pe tine, eu cum observ. Să pare ție. Ar trebui să mergem la Petre. Ar trebui, da. Știi unde, până la urmă, trebuie să mergem sau nu? Da, știu. Așa că ne-am revăzut. Că n-am făcut nimic. Pot să-ți pun pe GPS, dacă... Dar așa, mai rău până așteptate, unde eram... Te deranjează? N-ați făcut nimic, a? Ce aveți, mă? Aici! Aola... Te-a deranjat? Ca să știu, sunt de mai eu. Sunt ok. Urc cu voi în mașină ca să vă arăt unde e Petre. Da, hai, urcă cu noi mașină. Bine. Se descurcă arabul de aici, nu? Cred că da. Te descurci de aici sau? Da? Te descurci de aici? Da, ok, nu. Dacă ai vreo problemă, ne contactezi, da? Da. Poate îl contacta pentru jaful ăsta, mă gândeam. Ce ziceți? Eu conduc, fata! Oh, nu. Hai, te rog frumos, nu conduc, că... Poate să mă pun eu în față, că... Da. Hai, orică. Mai merge Porsche-le la în care... Da. Mai merge. Nu vă deranjez dacă vorbesc și eu puțin la telefon, nu? Nu. Vorbește. Unde mergem, mă? Acolo, unde ți-am pus pe GPS. Ia, stai să văd. Păi și ești tu deja locația? Cum? Mamă, unde trebuie să mergem? Alo! Alo! Okay. De că vorbește asta cu Vito. Vezi că nu pot să vă... Mă auzi, Vito? Da. L-am găsit pe rapul ăla. Oh, shit. Pe-a pula de statoratie. Da, e tatura și lui Marius el ăsta și ia ta banii acum.
Nu știu ce. Adică stau cu actoana tere de la casa lui. Stau și numărul lui, dacă zic. Bine, papa. Nu e bine. Da, eu n-am cum să auzi. Și unde mergem acum? Doar. Acum mergem la Petre. Părea de treabă arabul așa un pic, dar în același timp ciudat, că n-a mai dat niciun semn de da, viață. Da, oare nu știu de ce. Dar ce e cea de Corleone, că-l caută Corleone? Bună, da, mi-a. Nu știu ce problemă are, nu mă bag. Vrea și Miruna la Jav? Poate dăm și cu Miruna la Jav, vedem. E data viitoare la Jav, probabil. Acum doar facem un plan ca lumea. Păi, deci trebuie să facem un plan ca lumea pentru Jav ăsta. Oricum, de fapt e bine că mergem în direcția asta, că oricum acolo e și banca unde vrem noi. Facem treaba. Da, mama e Miruna, ce face? Mama e Miruna, nu știu, e pe acasă cu tata e, presupun, de ce? Să-și. Ce treabă ai tu? Mama e rău de tot. Am bătrânit, săraca. Ba, am bătrânit, dar în același timp la așa aspect, parcă nu prea am bătrânit, e de ciudat. Da, nu știu. Ceilalți din mașina aia nu vin cu noi sau? Nu știu. Au spus că ne vedem acolo. A, deci le-ai dat locația, nu? Da. Am înțeles. Ciudar o BMW-ul ăsta, cum merge un pic așa, nu? Merge. Wow. Vai! Uite mai ce am zis. Ce șobec! Ce șobec! Bă, am văzut-o așa cascadorie. Lasă așa că uite, n-ai pățit nimic. Ba nu, asta trebuia să facem, că am vrut să vă sperii un pic. Ah, uite, mamă. Esmo. Bă, dar nu știe deloc să ia curbele. Aoleu, mamă. Hai că n-au fost nimic ca ciudat. Da, a intrat puțin așa. Oricum nu e nimeni la mamă. A, mă, bine că a fost că... o schemă frumoasă, nu s-a întâmplat nimic rău. Bine că... ai făcut mașina praf. Am plătit puțin. Că mă simt și rău, cred că vomita o mașină. No. Bine că nu s-a întâmplat. Mamă, dar ne lăsă în zona rău famată. Bă, dar zona asta, practic, dacă dai Jaf, mai bine, mai rău, nici nu știu. Presupun că e mai bine. Ce, no... Da, de ce te gândești la Jaf? Lasă că nu. Nu mă gândesc. Mă gândeam așa. Te o Caterinca așa în capul meu. O, să știi cum te chema? Daria. Oricum să știi, dar nu avem noi treabă cu de-astea. Mă gândeam așa, gen cum ar fi să dai un Jaf, știi, doar atâta. Oricum am încredere, gen Petre pare un băiat destul de bun și așa cum. Da, dar tu nu prea ai fost. Știu asta. Mai știi, dar nu prea știi, că eu o să știi că până nu faci ceva care să-mi găsești încrederea, eu nu prea am credere în tine. Oricum, chiar dacă... Să nu mai dai a doua oară. Zi. Să nu mai dea în bară. Da, nu o să mai dau în bară. Că dacă voiam să mai dau în bară, nu vă mai spunem nimic de Petre, mă întâlneam cu el, luam la mine... E rău că treci de vamă. Ma! Și după aia știm ce urmează. Ok, o să vreau să zic ceva. Să-mi aduce aminte să zic că de vama, băi, de fapt e un lucru nașpa că de treacă de vama aia, că nu putem să mergem în zonă cu banii prea ușor. De cu elicopterul, poate. Da, tăi mi-a vorbit cu Petre și a revenit sau? Cred că da. Deci aici? Am vorbit cu el, da, aici ar trebui să fie. O să facem un zutur așa repede, să vedem dacă îl vedem repede. Da, uite. What the fuck? Mai e cineva? Vai, de capul meu, mă omori! Era acolo. Te mai era cu cineva? Da, dar nu știu cu cine. N-am văzut persoana în viața mea. Bă, o să parchez mașina undeva pe aici. Dar cum stăteau ei acolo așa? Mă duc eu prima sau vă duceți voi? Nici nu știu. Tu ce zici, sau mergem toți? Mă duc primul. Cum să te duci, mă, tu primul? De unde până unde tu? Cum ai gândit tu? Fratele meu, Petre. Mă duc să mă salut cu el, nu? Da, mă. De unde ai aflat unde e Petre? De la ei, nu? Eu aș zice să mergem toți odată. Uite-mă acolo. Ce om, bine, hai. Dai, băi! Băi! Ai, de capul meu. Mergem? Da, hai, n-am ce facem. Hai, salut.
nu cred. Dar cu ce ocazie? Ia stai două secunde. Băi, parcă cunosc. Bă, stai. Scoateți ochelarii. Scoateți ochelarii. Hei Siri, da. Oprește muzica. Scoateți ochelarii. Băi, janghina asta, doamne. Asta e... lui... Tata Luis? Da. Nu pot să cred. Ce zici, mă, Petre? Doamne, iartă-mă, ce ai făcut? De ce arăți în halul ăsta? Oh. Adică? Adică arăți ciudară de tot, știu că n-am mai văzut de peste 5 ani, 6 ani, dar... De ce n-ai dat niciun semn de viață până acum? Ce caută Petre cu tine? Tu, Petre, ce cauți aici? De ce nu... Nu vreau să te... Cum să-mi spun eu ție? Pușcăria te schimbă. Pușcăria te schimbă? Da, da. Ai fost la pușcărie? Doria. Câțiva ani. De ce crezi că am dispărut așa? Eu îmi spune. Wow, 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 wow. Take it easy, iubirilor. Iubirilor. Aparent, vă rog eu mult. Ca tine să scap. Da? Bro. Tu cum ai ajuns la tata lui? De unde ești tu de tata lui și eu n-am auzit de el care e treaba? Explică-mi și mie. Hai de niște explicații, da, Petre, să știi. Tata lui? Lasă copilul în pace. Ui, ne-am întâlnit at KFC. Ai bai... Română, mă, că ești român, vorbește română. Ok, deci, am întâlnit cu domnul tata Luis la KFC. El cumpăra niște aripioare, eu de asemenea. Și, na, ne-am întâlnit acolo și am vrut să, na, să mai stau la o vorbă, că ne-am mai văzut de o grămadă de timp. Și ești și tu. Și, bă, dar asta, stai, pauză, pauză, pauză. De ce dracu ești roșu în cap? Eu. Nu, eu. Dar nu mai știi că aveam șuvițe roșii? Sau ce ai, șuvițe asta? Șuvițe ai ajuns să ai dracu aproape toporul roșu? Sunt acolo câteva șuvițe, tot la fel. Dar m-am schimbat mult. Bă, de cap. Doamne ferește. Bă, cine e asta? This is my girlfriend. Ah. Bună. Măcar arată mai bine ca nevastă sa lăsă. Știi că am avut o discuție cu Daria. Prieten de-ai tăi? Aia de acolo? Da, da. Ușor, bă, nebun, eu crezi de aici. Cine să ia? Îmi fac cruce. Cum se duce asta? Nu e li... De unde ai dat tu de... Petre? Poți să știu și eu? Ce? Ce mai... ce? De unde ai dat tu de Petre? Păi... acum... la timp, nu mai știu sigur că... În fine. Am ieșit. Dar și cu tine ce s-a întâmplat? Știi că aveam bani, aveam casă, aveam mașini la un moment dat și știi tu că mă ocupam cu niște chestii. Da, vrei să-ți faci și brigadă. Da. Da, da, da. E, aparent am avut câțiva șoareci printre mine și am fost săltat de Dicot și de restul și da. N-am avut cum să nimeni pe lângă mine, n-am avut la cine să... Bă, să-l întrebăm dacă se bagă în jaful nostru? Am ajuns la... Ziceți repede, dacă se bagă în jaful nostru și pe tata Luis. Și acolo m-a cam schimbat viața un pic, așa am cunoscut niște băieți mai... Păi zici cine i-a dat mesajul lui? Tu ai idee cât de greu? Da, da, să știi și el. Și tu ai idee cât de greu e să țin minte numărul lui de telefon? Da. Păi nu-l mai aveai? Păi de unde sunt, tata? Dacă ei m-au saltat, mi-au luat tot și m-au dus direct la interogatoriu. Bă, cumva, oricum puteai să dai de mine, cumva. Eu n-am nici telefon în momentul de față, nu umblu cu telefonul. Cum ai dat de Petre? Cum a dat Petre tine? Nu știu, explicați-mi cum ați ajuns unul la altul. KFC. A, la KFC, la KFC. A, da, da, acolo eram. Păi să cred. M-am dus să-mi iau ceva de mâncare. A vrut, ascultă, deci, că tot a murit bunicăzul, a vrut să-mi dea pomană fiind de la KFC. Ce? De ce? Am văzut ca tactul... E... Mă rog, cu bunică. Tata e a murit din partea ta? Nu. A? Nu, a murit, mă. Gen, nu, că... Nu, gen, se odihnește. Nu, mă, gen în glumă. Pe vecie. Nu, se odihnește pe vecie, e ok. A murit tata e. Nu pot să cred. Deci tata e... La tatul la KFC. Deci, el s-a dus la KFC. Dar l-a mai gândit câteva ori de atunci, de când așa, dar...
Problema e că, oricum... Da, dar tot la KFC e important că a murit. Nu pot și să cred. Dacă tot ne-am... Așa? Da, dacă da. Tot ne-am întâlnit acolo, să-mi dea pomană că tot a murit acolo și na. Știi cum e? Bă, l-am întâlnit acolo, am văzut copil mic, am zis să fac și eu așa și uite că am dat fix peste Fract, care Fract a zis că am întrebat de tine, a zis că nu știe de tine că a fugit acasă. Ia să-i arătăm, să vedem reacția la tatuaje? Nu știu. Ia pe antenă. Și nu știu ce dracu ați făcut, de ce? Uite de puțin. De ce a plecat acasă? El nu mai zic nimica. E maturitate, ce pot să zic. Sper că te-ai mai schimbat acum. Mă auzi? Da, e bine. Te-ai mai revenit? Poți să gândești și tu logic acum? Să fii mai rațional? Deci, am discutat și cu prietena ta și sper că acum tot o să fie în regulă, ok? A să fie. Da? Tot bine, numai bine, rău la nimeni. Ah! Bă, știi cum la țigări? Când văd la magazin la țigări, așa le arăt. Dar nu te văd cu țigări. Așa. Ok, ok, bravo, bravo. Da. Ok. Deci. Deci. Vreau să te întreb ceva. Vreau să te întreb ce părere de asta. Ce? Wow. Că și-a făcut tatuaj gen. Ce corp sexy. What? Ei! A, mă, mă așteptam să zică ce mișto! Ce mișto. Nu, glumeam. Ah, okay. Voiam să zic ce dracu sunt tatuajele alea de la pufuleț pe spatele. Bă, cum ai? Wow! Alea de la guma, adică urb, turbo. Eu și cu turbo. Bezeai le-am făcut. Cum bezea? Adică de la pufuleț. Băi, și băi, tata, n-ai găsit mă și tu ceva mai semnificativ uite decât ăsta așa cu craniu și corană? Ce dracu, trebuia să-i faci și tu acolo numele iubitei, o sirenă, pe omul, știi? Scrie, uite de mai bine că scrie și Bibi, decât am înțeles. Scrie în dreapta aici, dar e ca în strâmb, scrie Bibi. Da, din carte s-o vezi și scrie. Păi i-a scris bezea cu mâna aia de schizofren. Am înțeles. Cred că îi tremura mâna. Mai trăiește? Cine? Bezea. Da, da. Are și copil. Ce? Bezea copil. Multe s-au întâmplat. Da. Am și eu copil. Și ăsta are copil. Și ăsta are copil, stai ce? Păi știu că știi era că... gravită Bibi înainte să... Dar nu l-a mai prins, din păcate. Sper că e băiat, nu? E băiat, da. Așa, love you very much. Da? Da, dai pe mâna mea. Nu știu ce dai pe mâna ta, eu nu mă mai bag, m-am strădat de te-a... Ce? Mamă, ho, că tăi! Mai calmați-vă. Auzi, dar câți ani are prieteni? Bă, Marisel. Ce ciudă? Ha? Ce ciudă? Bun. Nu v-ați dragă, termină. 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 Vezi că vorbește... Prietena în spate, hai ce să ai grijă ce zici. Shut up. Shut up, maa. Bă, că s-a învățat dacă e. Frumoase pisicuțe în orice caz. Bă, stai-te și apropo, stai. Am uitat să specific, liniște puțin, am uitat să specific un lucru. Că la KFC am vorbit că dacă mă primește la el acasă, îi promit că eu dau pe Miruna. Ce? Joacă-o pe asta. Deal. Dealer. Ți-ai făcut da. Tu? Mă bag. Dealer. Te bă ce? Tu ai vorbit că te bagi? După copanele a fost treaba în felul următor. Să mi-o dea pe mătă. Deci, Petre ți-a promis că îți face lipela cu Miruna? Bă, n-ai zis că face lipela, ai zis că mi-o dă direct acum, nu știu care-i treaba. Ai de viața mea. Și am zis, bă, hai să fac da, o faptă bună pentru mamă. Mamă cu mama e? Păi și maica mea? Vai. Vai. Maica mea? Vezi că... Mai trăiește, mai știi ceva? Vezi că o să păi fii tu ar trebui să știi. Păi da... Da, eu nu am mai știut nimic de tine. Luis. Eu n-am mai știut nici de mine în pușcărie. Luis. Da, nu știu, tu vrei cu Miruna? Gen să da. Te bași pe aia, nu știu, e cam mamaie, să știi. Hai. Păi și eu la anime... Și el e tataie. S-a cam lăsat așa un pic. Da, nu știu ce să zic. Da... Nu mă bag. Nu mai fac... I-au zis, mă. Ce? Bă, Marisol, dar ce-i cu mașina aia de acolo, Bugatti ăla? E a tău? Unde? Bugatti? Bugatti. Tu ai bani? Ești bogat? Aaa, Luis, cred că ne-am făcut cu mașină. Nu, e...
Iara bunia? What the fuck? Ia hai. Ce? Ce? Mi-a luat mașina? Na, say moms. Cred că suntem un pic de urmăriți, că era un om cu lungă pe cap și... Bă, cred că suntem urmăriți. Chestii. Da, de arabu. Da. Arabu de ce? Nu știu, avea o glugă pe cap, un cerceaf de la un mai o kilo. De arab, de la, de arab. Băi. Eu sper că... Mamă, stai că m-a luat burta. Bă, dar tu ai ba... Ce facem? Băi, bagă-l înapoi. Băi. Bagă-l înapoi. Petre. Tu nu ai... Băi, alo. Petre. Bagă-l înapoi. Băi, e de autoapărare, mă, nu ți-l scoți. Fața lui frate. Bagă-l. Doamne, frate. Lasă-l pe strege. Du-te da, și bagă-l înapoi. Dai, gata, cum îl bag? Bagă-l înapoi. Da, și cum ziceam, ai bani? Eu? Da, eu am cam pierdut totul, că fiscul, știi tu, când m-am dus la... Bulău, sa casă, mașină, nevastă, da, s-a pierdut tot. Lați unul, stați acolo puțin până m-am dus să vorbesc puțin ceva cu Federico, unde n-ai văzut. Mi se zice, bă, fă și mie cunoștință cu... Ce fredurezi, mă, tu acolo? Deci, this is... Cum o chema? Daria, he's Luis. Daria. Bună. 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 Tata lui, da. Unde-i, mă? Băi! Mamă, ce m-am căcat! Cu metri. Mă gândeam, mi-a zicea că nici ea n-are bani, nu știu ce. Să-l facem, el e cu d-astea, oricum. Să-l implicăm și pe tata lui să-l joacă ăsta? Bă, nu știu ce să zic, eu... Mă gândeam ca, nu știu, astăzi să inspectăm un pic banca. Păi da, mă, nu facem astăzi nimic, că nici Bezan nu-i cu noi. N-avem face nimic astăzi, nimic. Astăzi facem planul. Noi astăzi ziceam să ne pregătim, știi? Păi asta, dar și cu el, că și el are minte bună și trebuie să fim oameni. Cât de cât. Bă, nu știu, de-abia te-ai văzut că el știe cam bătrân, poate îi punem viața în pericol, știi? Bine, ne mai gândim atunci, mai întâi facem planul fără el atunci, nu? Păi da, eu zic să nu-l implică pe el, plus okay. Că a, na, bătrâni și el. Stai puțin, mă duc puțin să mă gândesc la nevoie. Da, fără și... mașina, ți-a fără mașina. Cine? tatăl tău și Petre. Uite-i. Auzi, asta e mașina mea. Pisi, te dau o tură. Doamne. Parchează mașina aia acolo, pisi, de ce mi-ai luat mașina? Ce no, mașină luat? Nu știu cum ai pornit-o, dar nu mai vreau să știu, dar hai, pune mașina aia, parchează acolo. Hai, că nici nu erau chenile în contact aici. Mai că erau. Știi ea să facă șuste de alea la fire. Ancheie de BMW. În fine. Da. Bă. Hai că mă duc puțin, revin eu zic, eu zic nu știu. Cum zici tu, dar eu zic că e destul de bătut. Hai că mai gândesc. Da, e și tai că tu. E întrebarea episodului, foarte important. Îl implicăm pe tata Luis în jaful ăsta, da sau nu? Să-mi răspundeți în secțiunea de comentarii, da sau nu? Și o să țin cont de treaba asta, ok? Și pentru că toate astea să mai spuneți acolo în comentarii ce vreți să vedeți în următoarele episoade. Că eu mai citesc din comentarii, ok? Următorul episod s-ar putea să dureze destul de mult până o să apară, pentru că o să fie cu bacul, vă spun de pe acum, așa că weekendul următor practic o să fie cu pregătit pentru bac și bla bla bla. Nu o să facem episod de Mariusel, abia cred că următorul, abia săptămâna viitoare, undeva pe marți, miercuri, când deja e vacanță, când e totul bine, o să vă anunț oricum pe Instagram, dați un follow pe Instagram. Deci o să urmeze, dureze un pic până vine următorul episod, dar următorul episod o să fie mișto, pentru că o să fie cu Jaf, o să fie multă acțiune, o să fie tare rău de tot după bac și o să fie totul mai mișto, ok? Deci ca să înțelegi când o să fie următorul episod, că mai durează. Așa că dați pe butonul de like că vreau să vă dat neapărat 2500 like-uri la episodul ăsta dacă vreți să vedeți următorul episod peste 2500 like-uri, ok? Ca să facem jaful ăla. Așa. Hai să mergem. Cum le spunem că trebuie să inspectăm? Noi trebuie să stăm aici, în zona asta, să inspectăm. Bă, nu știu. Ei, mănânci ceva, nu știu, la aici, la ăsta sau... Habar n-am. Adică... Doar noi doi, știi? Hai că le spunem să stai aici și ne ducem noi? Bă, sau? Iau, mă. Le spunem să stai aici și să mergem noi? Sau? Da. Bă, stați aici, mergem să luăm ceva din oraș, ok? Dacă vreți să mă țineți la curent. Stați bine, aici. Man. Bă, zi mai ai bani? Okay. Nu prea am bani, de ce? Am datorii. Că eu am reușit să cumpăr... Asta e casa mea, eu de n-aia ador.
Care casă? Ce, în baraca asta? Nu în baraca, mă, mașină, mașină. Aaa, în mașină! Wow, că am găsit. Fără portiera și nu vede. De ce? Ești idiot. Te mănâncă în coara. Frumoasă portieră. Da, din păcate asta e. Vreau să fac bani. Problema e că tine, aveți grijă cum vă aranjați pe aici. Mă duc puțin până mai în oraș cu Frederic, ok? Stați aici, okay. Aveți grijă cum mă planificați. Marcel, vezi că mă plin și eu alea cu mașina. Băi, nu știu, te plin cu mașina care vei tu, eu lasă-mă. Vezi că bine. Nu prea ai permis să știi, adică... Nu, nu, n-ai voie, nu! Dar ea poate stăpâne și tu, gagicu, nu știu, zic și eu. Good mommy. Good mommy. Bă, vere, el cred că s-ar pricepe la jafuri, știi? Bă, nu știu cum pici. Trebuie să gândim acum, vreau cât mai mult creier din partea ta, să gândim un jaf la care să ieșim cum trebuie. Știi de ce? Pentru că problema e următoarea. Noi nu putem trece cu bani murdar de vamă, pentru că sunt polițiști. Știi? Da, știu ce zici. Avem nevoie neapărat de un ostatic, presupun că o să facem pe rolul de ostatic, nu? Bă, da, o să fie atent. Deci, ia de in Blaine. Mergem acolo. Să vedem. What the fuck, uite, me... Uaaa, ești prost? Ce? Ia de un pic în spate. Ce? Ia, pachează aici. Stai puțin, cum aduc. Vreau să cer un bandaj. Ce-ai văzut, mă, nebunule? Uite, mă, ăsta neocumare. Păi, nu știu, acum... Oho, crezi că vreau și un bandaj. Hai. Să rămână? Bună ziua! Aveți cumva să-mi împrumutați și mie un paracetamol, un bandaj, o chestie? Sau vă dau bani pe ele, nu-i problemă. Să verifice colega mea. Da, da, desigur. Sunteți în pauză? Da, da, eram în... Lucrați aici, în oraș, la clinică sau? Da, 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 lucrez la spital. Uite ce sunt. Și stați acum din spitalul ăla de acolo, nu? Da. Aveți idei care treabă aici prin oraș cu traficul, e aglomerație, haos pe aici, e care aglomerație, e cum e? E de obicei, este liber. E liniștit locul, nu? Poftiți, doamne. Da, da. Cu poliția care e treaba prin oraș? Frecventează de zona asta? Care e treaba? Așa, mulțumesc. Știi? Așa. Cum? Poliția frecventează zona asta, Blaine? Adică e poliție de obicei sau? Nu așa de mult. Că e un oraș destul de retras și mă gândesc că e dacă e în nord aici, nu prea e lume. Că noi nu prea, nu stăm aici. Că vreau și un bandaj. E mică secția, doamne, nu au mulți polițiști. Da, da, da. Și sunteți, acum sunteți în pauză sau cum? Da, păi n-am da, da, eram în pauză. A, și așa, singuri amândouă? Da. Mă înțeles. Bine, mulțumim foarte mult. Să rămână. Zi frumoasă. Ce zi frumoasă. Da, zi frumoasă. Așa. Da. Bă, dacă n-avea păr roz, mergea, m-a știi, da? Da. Desigur. Înțeleg. Pă, moară, băieții mei. Oh my god, Doamne, iartă-mă. Băi. Am bat piciorul, Doamne, nu cred. Ambulanță! Nu pot să cred. Ambulanță! Oh my god, nu pot să cred. Descarcerarea. Nu pot să cred. Chimos, descarcerarea. Vă rog, vă rog. Sunteți bine? Chimos, că nu pot să mă dau jos. Sunteți bine? Sunteți bine? Chimos, descarcerarea. Nu pot să mă dau jos. Nu pot. Ajutor. Ajutor. Dă-l jos. Dă-l jos, ajută-l să se dea jos. Da, băi, blocat. Te-ai blocat-te țintura. Aolea. Mamă, frate. Trage și tu. Era atât?
Era Petre? Mamă, nu pot. Nu-mi zic corpul. Nu-mi zic corpul. Mor, mor aici, mă, gata, mor. Nu, 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 nu mor, nu mor, nu mor, nu mor. Aici, uite, două. Ce trebuie să aibă? Adrenalina. Da, da. Motivați-l să trăiască, motivați-l să trăiască. Aveți o familie. Aveți... Nu-mi pușcă în cap să mor mai repede, că nu vreau să mor așa. Nu mor, nu mor, mă. Bun, poftim antrenament. Injectează tu, hai. Ușor, ușor, ușor. Nu mori. Nu mori. Eu ar trebui să mă doară mai rău, da. Aoleu, i-am avut noroc că am picat un pic destul de ok, dar mă cam doare gâtul. Aoleu, bine că măcar m-am dat peste cap cu el. Gata. A intrat adânc asta. Vai. Sunteți ok? Vai. Mulțumesc. Plăcere. Plăcere. Dați-mi voi să vă iau în brațe. Doamna v-a salvat, nu eu. Mulțumesc da. Și dumneavoastră și dumneavoastră. Da. 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 Cine m-a handicapat-o ăla? A plecat, a fugit. Nu știu cine era. A plecat de la locul accidentului. Da, pe evident, că așa sunt ăștia, bă, gamea și frânii. Bă, ia hai mă la ăsta. Hai, vrem cu aici. Vrem cu aici, că nu e. Of, Doamne. Rău, plin de 10 stele. Din România. Hai, bă, porești. Mașina asta e pe butuci. Deschide dacă vrei, n-ai trusă de reparație în spate? Ia stai, dacă te descurci tu să-i bă, faci... Bă, tu vezi și aici la bancă? Mamă, dar ce e și aglomerație? Ce e și aglomerație astăzi la bancă? Hai bă, că ne atragem atenția asupra noastră, mă. Cred că merge, ia vezi. Ce atrage, mă, nu vezi ce accident a făcut, era să mor. Ia. Gata, hai. Stai să ia trusa să o bag în spate. Hai că a pornit, e bun. Mărcă. Deschide portbagaj. Uite câtă lume e la plane. Păi și ce facem, mă, dacă nimerim o zi de asta? Ești nebun? Ia, dă-i că merge și noi la bancă. Hai de capul meu. Ce e aici? Aoleu, domnul poliț. Ia, să-mi spui ce. Ce să facă? Ce ai proapă, ce știi? Străiți. Bună ziua. Dar ce s-a întâmplat aici la bancă? Ce s-a întâmplat? Adică s-a întâmplat? Păi mi se pare foarte multă lume, s-a întâmplat ceva aici, e un meeting ceva? Nu, nu este nimic. E o zi normală și noi în patrulă să servim o cafea. Păi și sunt foarte multe mașini în spate. Probabil sunt clienți în bancă. Ori sunt clienți în bancă, ori ar fi după persoanele care stau pe aici și le-au lăsat și ei la parcat. Da, noi nu suntem de aici din oraș. Ce aglomerată e banca asta, să-mi bag pe șor, nu prea. Orașul și de-aia v-am întrebat, înțelegeți? Am înțeles. Ori fi de pe mașinile locatarilor, cine știe. E Carmit, cred. Și știți că e coadă în bancă sau? Nu am intrat. Așa e de obicei? Da, da, da. Așa e de obicei coada asta? Păi da, aici... Nu știu dacă este vorba de oameni în bancă. Coadă, e posibil, repet, să fie doar... Și în ce zile de obicei mai... Na, dar de obicei banca asta când e mai liberă așa? Întrebam ca să-mi vin cu... să-mi fac niște programări pentru... Am deschide un cont și durează. Hai, păi, vorbiți un pic cu domnul, cu... Bancherul, domnul nu? Bancher. Ah, okay, ok. Da, da, da. Automat. Cred că o să vă rămurească dânsul. Ok, mulțumim. Săruna. Zi bună. Bună. Ok, că toată lumea din oraș vine la bancă să spune. Mă bat tot. Dar băi, e singura bancă, cred că, bă. Ia, să uite-mă și puște. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Aveți idee de ce e atâta lume în bancă? De obicei e așa multă lume în banca asta? De ce e așa multă lume? Că noi nu suntem aici din oraș și am venit pentru prima dată aici. Băi, sunt mașini la oameni de aici care au parcat. Nu știu, noi am niște aici puțin zona, aparte, decorim. Da, 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 pe da, noi suntem din cartier, da, dar noi suntem la o vorbă, nu. Da, da, nu prea parcări oameni. Și parchează aici în fața la bancă, că e singura parcare. Și mai ești pe zi. Și cam când mai e mai aerisit pe aici?
ca să ne punem și noi mașina. Cam când e mai aerisit pe aici parcarea sau locul ăsta? Îți dai seama că mai pe seară. Mai pe seară. Mai la noapte, mai bine. Țineți minte, mai pe seară. Țineți minte, pe seară, noapte, auzi. Cam gălește parcarea. Ați auzit? Dacă vreți și un loc de parcare, dați acolo la băieți, la... Nu, că am parcat aici, am parcat aici lângă UK, am venit să... Ah, ok, ok, ok. Facem niște programe. Mulțumim mult. Mulțumim. Bine, o zi bună. Salut. 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 Seara... dimineața. Am fomele să mă fie tot la masca. Să treci. Bună ziua, bună ziua. Salut. Bună ziua. Bună ziua. Eram interesat să-mi deschid un cont de întreprindere la banca aici. Sunt, nu sunt din oraș, e posibil? Cont de întreprindere? Da. E posibil, dar trebuie să facem și noi o analiză financiară. Da, asta durează destul de mult. Voiam să vă întreb cam când e mai gol pe aici. Dar văd că e ok relativ acum, dar nu am documentele la mine. Da, e ok. A, păi dacă vreți tot ce pot eu să fac pentru dumneavoastră... Să iau un buletin, să vă trec aici pe o listă și când venim data viitoare vă avem de listat cum ar veni și putem să... Până la ce program are banca? Până la 6. Până la 6, am înțeles. Și obicei aici e aglomerat, adică să știm când să venim. Presupun fiind singura bancă din oraș, vine toată lumea din orașul ăsta. Știți că în orașul mare sunt mai multe și nu e chiar așa. Eu aș sugera, nu știu, să veniți pe la... După masă, așa, cel mai probabil. Ori după masă, ori pe dimineață, când e toată lumea la muncă. Mm-hmm. Și dimineață, ce oră se deschide banca? De la 8. Am înțeles, ok. Bine. Păi, haideți că o să vorbesc cu el și o să... Că documentele aici se ia mai multe chestii și... O să vin aici, nu știu, să venim după masă, dacă știți că e mai liber. Dar cum să nu, vă trebuie, știți, dar nu? Deci da. Tot ce înseamnă acte de identitate și așa mai departe. Deci plus o cameră aici. Deveniți, da, desigur, tot. Numele întreprinderii și așa mai departe. Da, ok, mulțumim foarte mult. Bun, la revedere. Eu cu mine puțin. Baia e colț? Dreapta pe colț? Da, pe dreapta pe colț. Ah, ok. Mamă, trebuie să analizăm situația, guys. O să fie un jaf interesant, atât vă pot spune. Deci, noi acum analizăm efectiv toate posibilitățile, pe unde putem intra, cum putem să fim mai bine. Da. Acolo e, practic, scopul nostru. Nu e cu bine cu ce. De aici. Ai făcut poze, facem ceva, zi. Fii atent, deci... Mai interes două camere, una dreapta, una... Am văzut, da. Mai am una în spatele meu. Mamă, mai una și acolo, mamă, câte sunt. Una pe culoarul de la paie. Fere câte sunt. Sunt foarte multe, dar am văzut, da, de pe culoarul de la paie, dacă vrei să te duci. Bă, dacă avem mască, oricum n-ar ce să ne facă, știi? Că, practic... Se vede că... Asta se vede pe safe-ul, știi? Nu știu ce să facem exact. În fine, mai... Ieșim din bancă? Vreau să ne uităm și pe spate. Hai. Vin polițiști încoace. Bă, nu-i bine. Ce mă, că... Ah, ok. Avem voie pe aici, nu? Sau? Nu știu. Da, no parking. Bă, aici a făcut nu e nicio cameră. Bă, da. Deci uite, pe aia sus scrie. Security cameras are operating in this area. Da, uite, scrie și pe aia de sus. Probabil sunt de la alte magazine sau ceva. Operating in this area. Da, probabil. Asta e închisă, asta e să văd. Opa, asta e închis. Da, e închisă. Și ai faza asta, cred că se poate dărma ușor cu o mașină, dar e o mașină destul de solidă. Da. Bine, hai să mergem înapoi. Aici ai dat traseul pentru permisul auto, știu. Știi că pe aici am dat de traseul pentru permisul auto?
Pe aici? Da. Pe la Pont Blaine? A? Pont Blaine, zic? Da. Bă, polițiștii au plecat, deci polițiștii nu stau aici, să zic așa, mereu. Cum văd eu tactică? Nu avem cum să mutăm banii o perioadă destul de lungă din zona asta, pentru că vămile sunt așa, știi cum sunt. O să avem nevoie de un filtre elicopter. Peste tot, o să avem nevoie de un elicopter. Pe lângă faptul că o să avem nevoie de un elicopter, o să avem nevoie de un loc unde să stăm cel puțin, eu cred că ieșirile din orașul ăsta, autostrăzile, o să fie bombardate. Adică de filtre, nu bombardate la propriu. Și ce zici de... Eu zic undeva, de... uite de pe hartă, pe GPS, te uiți? Ce zici de insulă? Pe că insulă? Crezi că... Pe una din insulele astea din nord? Acolo? Nu. Insula Caio. Păi vere în colțul celorlalte planete, ești nebun. Poți să avem ceva de mers cu elicopterul, dar o să fie retrași. Crezi că elicopterele o să vină după noi mereu pe Caio? Mereu când am mers pe acolo, nu știu ce se va întâmpla acolo. Care oameni vor fi, care mai e pe acolo? Știi care e faza? Că fii atent. Insulele astea de lângă... de lângă tot orașul, să zic așa. Și din nord și din sus și tot. Elicopterele de poliție pot naviga pe ele pentru că aparțin Los Santos, mă înțelegi? Înțeleg. Pe Caio se schimbă treaba pentru că Caio nu aparține de Los Santos. Și Caio, din câte știu, este zona rofamată, așa că ar trebui să vorbim cu cineva să ne țină pe Caio și până atunci va trebui cumva să găsim un loc unde să ne oprim aici, dar mai vedem poate mâine. E complicat, bă. Trebuie să vorbesc cu el, pentru că el știe că lucrează la armată și automat dacă o să ne dea un elicopter de acolo, o să aibă GPS pe el, automat de la poliție, mă înțelegi? Trebuie să... nu știu, să ne gândim un pic. Trebuie să vină și Bezea, că nu știu ce dracu face, a plecat în vacanță cu zoomii, nu știu ce... Asta... mă și nervează. Păi da. Nici nu pot să-l sun, că... acolo nu poate să răspundă, trebuie să și altă cartelă, e complicat. Să văd aici, înainte să, bă, să... înainte să mergem la aia, vreau să văd aici. Unde am putea să ne ducem aici, dacă am putea aici. Sau, putem... Aici sigur o să fie și un filtru, că e prea evident, prea... Fii atent, știi tunelul din față care trece prin munte? Am putea amplasa o mașină acolo și am putea face în felul următor. Cu mașina cu care venim noi, trecem și fix după ce am trecut se închidă tunelul. Dar trebuie cineva amplasat aici, iar după ce închide tunelul, îți dai seama că mașinile de poliție o să se oprească sau o să trec mașina aia, ne trebuie o dubă ceva. Se dă jos din dubă și urcă cu noi. Iar după, trebuie să ne amplasăm un elicopter, ori pe Sandy, ori pe, nu știu, în apropiere. Trebuie să ajungem până la Sandy neapărat cu mașină. Cineva trebuie mașină deci off-road. La Sandy vrei să ajungem cumva? Da. Deci, atent, aici, da. Te oprești aici. Da, mă, să vine cineva și aici. Cum. O să punem gen o dubă tip tir, așa să zic, cu așa, iar noi când o să trecem, el o să tragă duba, se dă jos, se urcă cu noi în mașină. Mergem tot în față, iar până la Sandy trebuie să ne descurcăm singuri. Mă înțelegi? Băi, sunt multe variabile. Dacă aveți propuneri de cum să facem treaba asta, să ne spuneți în comentarii. Să bine... Păi da, dar asta nu prea cred că o să ne iasă bine, pentru că în tot orașul ăsta, tu crezi că imediat noastră se creeze filtre în orașul ăsta aici? Noi trebuie să vedem ce facem cu ostaticul. Ostaticul trebuie să-l dăm pentru cale liberă. Deci o să fim fără cale ostatic. Cale liberă, adică să ne lase să ieșim din știu bancă. Și eu ce înseamnă, dar nu o să mai avem bacia ostatic. O să poată să tragă direct în noi? Teoretic ar putea să tragă direct în noi, dar dacă luăm doi ostatici... Unul dăm și unul păstrăm? Și unul ținem. Am putea să plecăm. Și unde lăsăm ostaticul ăla? Îl lăsăm fix să ne uităm în elicopter. Fix acolo. Sau îl lăsăm în tunel când se face blocajul. Mă înțelegi complicat. Ce vreau să zic? Da, e complicat un pic. Bă, crede-mă că de la tunel până la oraș eu las în 2 minute. În 2 minute ajungem cu mașina, ne urcăm în elicopter și bang, am plecat. Am plecat pe cai, unde pe cai o să stăm câteva zile până și scapă și venim înapoi.
Da, e o variantă, n-am ce zice. Nu e ușor. Ce mai sunt aici? Uite. Da. Cred că trebuie să dau un mesaj. Uite pe ăsta. E cu coțea pe casă să mă bază. Da. Ce ați făcut, mă? Nimic. Nimic? Nimic. De ce e cu coțea pe casă? Nu știu. Complicat. Auzi. Ce? Ia-l trec pe ăsta mic de pe capul ăla. Salvarea ta este în, în spatele tău. Da. Habibi. Habibi, am auzit, o aud de ceva. Your Habibi, uite, în spatele tău, Habibi, nu mi. Ce ferește incredibil. Hai mă că suntem frate. Ce faci, mă, înșeli? Hai mă că suntem frate, faci n-ai. Da, bro, da. Keep the distance. Liniște. Da, bro, da. A zis că cicălie e acasă, că nu știu ce, că... Du-te, bă, de aici. Ce-i? Ești nebun. Păi ce faci, mă, lași cu mine? Hai cu noi, atunci. Hai pe drum, hai spre casă. Hai să mergem spre casă. Bă, Petre, ce? Ești de la balan. Ieși. E mașina mea, nu mai te... Ieși. Bă, ăsta parcă se calmase. Fii atent, mergi și cu... Eu nu urc cu Petre la volan. Da, să conducă Luis. Petre, dă-te jos. Petre! Futus copilul. Bă, ia stai mă, că deja mă neculează. Bă, Petre, dă-te jos odată. Bă, dă-te jos, că zic ceva de măta aia bună. Dă-te odată jos. Vezi că dacă ai zis, mă... Urcă în dreapta. Habibi, bă, unde mergem? Vezi că pe fractul la mal. Nu cu noi, nu cu noi. Nu cu noi. Vino aici. Ba da, lasă-l. Nu. Te duci da. Cu iubirea vieții. Da. Hai. Bă, de capul vostru. Iubirea e în spatele tău. Nu, dai. Să-l, că n-am chef. E în spatele tău. Ok, man. Să-l deschidă ușa și... și mergi în față. Mi-arată, da, e șmecher? Dacă nu urci, nu mai cât talatore, urcă sus. Mălă! Urcă-te, mă, cu Luis! Urcă-te, mă! Urcă-te, mă, cu Luis! Lasă-l aici, lasă-l aici! Cu metre te poți... Da, ce ai... Marcel, mor. Ia mă cu tine. Băi, ești ok? Băi! Marcel, mor, mă supac. Mor, Marcel. Aolo. Chiar cum se ridică eu ca mașină. Și te las pe tine. Ia-l de gât. Auzi? Handicap. Așa am rămas și eu cu el pe capul meu. Auzi? Parcă era nebunul tău. Yeah. Ați rezolvat. Gata mă, Frederico, mă dau jos. Gata. Așa gata, am rămas gata, și eu cu el pe capul meu. Adică... Habibi! Petre. Nu-ți place să stai cu iubirea ta, nu? Ți-am pus acum pe cap. Dă-te jos în momentul ăsta. Prietena ta, nu? Dă-te jos în momentul ăsta! Bine, dai eu până aici. What the fuck? Doamne, bă, dar ăsta credeam că... Ii, mă, dat-o prostie. Doamne, parcă ce zis bă, asta? Bă, dar eu credeam că și-a revenit, mă, dar ce-am crezut? E paralizarea de asta, cred că trebuie să-l omoră, bă, că nu mai se poate cu el. Bă, dar bueno, ce ar zice? Bueno? Bueno. E copilul lui, da. Da. E... Adică tu ai fi de acord să-l omori, da, ție, ce-ar zice el, nu? Bă, bueno și Miruna, ce-ar zice? Bă. Ce fă, mă? Ce? Bueno oricum e mort. Păi da, dar Bueno, ce mai rămâne după Bueno? E singura dovadă că mai trăiește Bueno. Că a trăit, pardon. Da, și văd ce prost a ieșit din Bueno. Să mor eu. Să mor eu. Vai de capul meu. Nu știu ce naiba. Că Bueno era calm. Pă bune, cred că a luat din nebunia Birunei, nu știu.
Nu știu, mă. Cred că ăla din nebunia Mirnei, dar gen a luat doar atâta. Nebunia Mirnei toată, știi? Nimica din cât de calm e Bueno. De ce zici de... Bă, trebuie să discut cu Bezea și... Discută cu Bezea un plan. Calmea. Și îl punem în aplicare data viitoare. Vai. Vai, nene. Dar vezi aici cât de bine... Da, tu cred, că, tu cred că vrei să-ți pui parbrizul ăsta. Puneți centura aia și pe gât. Puneți-o pe ăsta tot să o ai. Puneți de aia dublă, în formă de X. Îmi pun, că pun Mariusel prost, nu? Ia, vezi cum... Vezi că acum a fost frumos, că era gen așa în urcare și de-aia nu s-a dus. Da, da. Bă, dar mașina asta e prea de drifturi. Nebunia Mirnei și nebunia mea din copilărie, poate. Eu mai am 8 milioane. Și? Nu știu dacă aș putea să cumpăr o mașină off-road în banii ăștia. Avea pe zi parcă. Un Jeep. Mașină off-road. Un Jeep avea parcă. Ah, da, avea Jeep-ul ăla de familie. Mamă, îl face muci. Da, e, cred că vorbim cu el și... Ah, mă, că ne descurcăm noi. Bă, tu ai parcare și mai jos? Ia dai mai jos un pic. N-am parcare, mă, încă ce ai. Mai am parcă. Da, poți parcă și mai jos, este. Ce e cum e de aici? Trada. Asta e casa lui... E la voi? Marcel. Stai, nu știu, da, stai puțin. Da, rămâi la noi. Bă, nici... tu ți-ai cumpărat casă? Da, uite. Mamă, da, nu, nu sunt bani, gen, n-are bani, e o combinație ciudată, nu... A, e combinat. A, e pe... E pe românească. E Sebi. Bă, Sebi? Bibi? Bă, unde e nevastă ta, că vreau să o văd? Sebi, Bibi. Bă, cred că-ți plecați de acasă acum. Unde-i măta? Că mi-e dor de ea. O să faci și cunoștință cu ea, dar mai e un pic până acolo. Până atunci iau un loc pe canapea. Cum să faci cunoștință cu ea? N-auzi? Faci cunoștință cu ea după atâta timp, că nu te-ai mai recunoscut, ești nebun la cum arăți. Salut, salut, da, da, da. Da, poate ar trebui să faci o schimbare la tine și să începi prin a-ți scoate ochelarii aia urâți de la ochi. A, uite. Ce faci, iubirea mea, Bibi? Hai. A, bună. Bă, iau pe Bibi, că iarăși mă bag cu ea. De ce? Bună! Wow! Mamă, nu cred. Wow. Ce? Ce? Bă, ai trecut pe lângă... Bună! A, bună! Mamă, mai trăiești? Wow! Ai dreaduri, what the fuck? Unde-i Sebi? Mariusel știe cum e cu vaselina, îți explică el. Bă, Mariusel, fumezi? Mă, deci ești prea... Uite, țigări aici. Mă aștept să te duc la maică ta. Nu, vezi că zic adevărul, fractul când era mic fuma rupea, deci era în pat? Bă, ești chiar? Na. Ia uite, l-a fugit deja. Marcel. Unde e în pat, Sebi? Marcel. Păi, Sebi nu e acasă. What? E la un loc deja, Sebi. Cine e Sebi? L-a sus la orfelinat? Nu. Am bă, fost cu el Sebi? În parc și a fost... Sebi este și în mall, copilul meu. Și am trecut prin mall. Bă, tu chiar că ai... Am trecut prin mall și era un loc de joacă și... Wow, ușor! Ușor. Eu până în ultima clipă am zis că e grav. Ce pana mea. Ce pana mea. Ușor, ușor, bă, ce aveți, mă? Nu-i permiteam, așa a bucat. Vai. Și am trecut pe lungul loc de la de joacă și plângea Sebi în continuu că vrea la loc de joacă. Și l-am lăsat acolo și trebuie să mă sune aia când să luăm. Băi, voi doi vă duceți la casa ta. Voi plecați de aici. M-auziți? Ăsta pleacă, ma, iar nu pleacă. Se duc la casa lor. Te iubesc. Ce-ai făcut, mă? Ce ardeai acolo? La casa lor se duc. Hai, duceți-vă. Ce panaramă ești. Hai, ce panaramă, hai, du-te. La casa voastră, hai. Hai, du-te la casa ta și vezi de treaba ta. Hai, Petre, pleacă. Că te contactez eu după aceea să te duc la... Hai, du-te. Du-te! Pa, pa. Te iubesc, Mariusel. Du-te. Te iubesc. Mua. Mua.
Pleacă, mă, dai. Vă iubesc. Tutule. Ce-ai zis? Du-te! Vai, n-am... Ce-ai zis? Ce pân... Urătule? Ce bine. Marcel, vezi că societă e urâtă. Ce? Morți. Vezi că a făcut-o pe Bibi urât. A, da? Ma, nu vreau să mă duc să... Nu. Battle, dă-i și pentru mine, dă-i și... Imagine. Bă, du-te, mă, de aici, mă! Da, seara bună, la revedere și aștept aici, bro. Bă. Thank you very much. Bă, ce pără mea! Du-te, bă, de aici, pleacă de aici, Petre! Du-te! Da, mă, păi aștept să vină Uber-ul. Dai. O, nebună, ușor, ușor, nebună! Dar că mă iei așa de față cu tot. Vreau și eu, vreau și eu, vreau și eu. Ia mă și nu, nu, bă. Nebune, haide-te. Bă. Hai, duceți-vă la treaba voastră. Vă pup dulce, hai. Uber. Nu, nu, nu. În casă, hai, în casă, în casă. Închide ușa, închide ușa, că ăsta iar intră peste noi. Bă, ce... Bă, ce... Nu știu ce are Bibi azi. Bibi, e om mai ușor. Hai, dacă vrei, te aștept în dormitor. Hai, hai, vino cu mine. Vai! Hai, 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 hai. Alo, unde te duci? Te lasă cu... No, no. Bibi, vino cu ala tata că ți-arată meserie aici. Ce faci, mă? Tu, ce faci tu? Ce? Hai, ia. Meserie aici? Tu, arată-i, mă, dormi pe canapea și stai acolo, hai. Eu? Da, ce? Tu, hai. Unde? Du-te și stai pe canapea. Opa! Wow! Wow. Oh, slow mo. Oh, no. Mamă, ce nebun ești. Părel. Bă, ușor, mă, ce pană a făcut asta, mă. Bă, ce ai, mă? Du-te și stai pe canapea. Mă duc aici în canapea. Hai, Bibi. Să mă gândesc la această aromă, mă. Bă. Așteaptă-mă în dormitor acolo, ca lumea. Pa! Gata, frate. Ce-ți fac, mă? Ce? Avem o mică problemă. Hai, spune odată că... Petre a plecat cu geanta mea. Știi ce era în geanta mea? Hai, ce prost ești. Am uitat. Vai, măcar avem telefon. Iau, te-am primit și mesaj, băgame și... Dacă mai primezi mesaj pe Tinder, o să spart telefonul. Dă-te-n pui mei ca Instagram! Oh my god! Follow! Mariusel.scot pe Instagram. Nu cred, lol. Elegant cât de cât. Ia, stai-mi un post de mă să pun și eu pe Instagram. Mergeți să coaci. Edis, dau un bling, bling, cu vreau să te ling. Doamne. Veniți să coaci, băi, băi, hai, coaci, hai. Frederico, vin coaci, hai. Oh. Vreau coaci. Stai. Să zic, zic eu când o faci, da? Da. Po. Ah! Gata, mă? Mi-a ieșit, dar nu știu ce să zic, dacă e... Om, pot să și editez de timpul mei. Next. Dau un bling, bling. Gata episodul. Episodul de azi. Data viitoare, mare șef. Îmi face probleme. Vând soție. Îmi face prea multe. Bă, am făcut poză. Cum te cheamă, Marise? Nu, eu nu pot. Cum? Staring at it again. Marisel Scott. Da, guys. O să continuăm circul data viitoare, când o să fie mult mai mult circul, o să fie totul mult mai chill. Dacă vreți să vedeți următorul episod cât mai curând, dați acolo pe butonul drag. Dacă o să văd multe like-uri, poate o să facem și până să dau examen de bacalaureat, adică săptămâna viitoare. Dacă nu, o să fie după bac, depinde cât de mult suportați, o să văd din partea voastră, ok? Eu am fost Andrei. Da, dar nu merit, am găsit, dar nu merit.
Eu am fost Andrei, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, dați acolo pe butonul de like, abonați-vă și data viitoare cel mai probabil o să fie cu Jaful. Destul de sigur, așa că țineți-vă bine, apăsați pe clopoțel ca să fiți pe fază.